Salut! Vreau să vă comunic o noutate. Acum este era bărbaților supraponderali. Ei invadă planeta, la fiecare pas vedem bărbați care sunt nici parte masculină, dar nici feminină. Mulți homosexuali fac ravagii la televiziune, internet, radio. Nu mai este ca în trecutul depărtat când femeia stă în peșteră și așteaptă bărbatul să vină de la vânatul mamutului și să-l pregătească. Ele au o poziție activă începând cu cariera, sportul și terminând cu ocupația socială. Bărbații în așa condiții nu mai simt nevoia să lupte pentru a dobândi hrană pentru el, soție și copii. Sunt cazuri când femeia joacă acest rol în familie. Dar ce credeți voi despre situația actuală?